Federația Patronatelor din Turismul Românesc a demarat la începutul lunii septembrie programul Litoralul pentru Toți. În perioada 2-30 septembrie sunt așteptați pe malul mării câteva mii de turiști. Pentru a veni în sprijinul turiștilor, lansarea acestei ediții beneficiază de aceleași tarife ale ediției de primăvară 2017, nemodificate în ultimii 6 ani, deși costurile utilităților au suferit în această perioadă majorări de peste 60%, iar în unele cazuri chiar s-au dublat, au declarat reprezentanții federației. Prețurile variază între 150 și 600 de lei pentru o săptămână la mare. O noutate în această ediție este faptul că biletele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță, motiv pentru care cererea a crescut cu 140% față de anul trecut. Programul are deja o istorie de 16 ani în România, este destinat în special turiștilor care își doresc un concediu pe malul mării la costuri mult mai mici decât în plin sezon estival. Până acum s-au înscris în program 54 de hoteluri din toate stațiunile litoralului, cu câte 3000 de locuri pe fiecare serie. Biletele sunt vândute prin agenții sau direct la hotel. Comparativ cu anul trecut, numărul hotelurilor care participă la proiect este mult mai mic din cauza crizei acute de personal. Cei care doresc un sejur la mare trebuie însă să se grăbească. Locurile de cazare sunt deja ocupate până în data de 10 septembrie. Programul social Litoralul pentru Toți este singurul din România susținut integral de mediul de afaceri, respectiv de patronatele hoteliere autohtone. Membrii Federației Patronatelor din Turismul Românesc au o cifră de afaceri cumulată de peste 5 miliarde de euro și reprezintă angajatorii a peste 33.000 de salariați.